AS-47, palmaresul până în 1998 este al nostru. Am spus ca să așteptăm și hotărârea instanței pentru perioada 1998-2003. Atunci vom notifica federația exact cum va decide instanța. Sună declarația de astăzi a comandantului stelei pentru sport.ro. Lucruri cunoscute de mult și ușor de verificat, dar prea puțin pentru cei ce se înmulțesc și cred neironic că FCSB sărbătorește titlul 27. În realitate ar putea fi titlul 6, dar tehnic este primul. Justiția a tranșat palmaresul între 1947-1998, care e definitiv al stelei. Mai are de stabilit doar palmaresul AFC Steaua, adică perioada 1998-2003. De ce 27 e doar un vis frumos pentru echipa infractorilor pe care Steaua nu i-a girat niciodată? Pe înțelesul tuturor, FCSB a fost râsă în justiție pentru că ar fi furat 3 ovine, să zicem. Judecătorii au stabilit deja că au furat 2 dintre ovine și a treia ovină, însă nu s-au pronunțat. Până se pronunță și pe această ultimă ovină, știm sigur că FCSB a furat indubitabil 2 ovine, nu care în continuare 3. Din 2003, anul înființării, și până azi FCSB a luat 5 titluri, deci ar trebui să fie al 6-lea. Problema tehnică e că gruparea din drumul Leordeni 106 nu a revendicat palmaresul din 2003-2017. Dacă îl va cere, poate îl va primi, că doar sunt cei care au bătut Ajax. Până atunci, dacă e să o facem legal vorba aia, FCSB se pregătește de primul ei titlu și al treilea trofeu din istorie după Cupa României 2020 și Corendon Cup 2021. Mai mult, găsiți articolul scris de Ionuț Axinescu pe site-ul sport.ro. Sursa AS-47.